Încă de la prima oră, zeci de oameni au luat cu asalt biroul de impozite și taxe locale din cadrul primăriei Curtea de Argeș pentru a-și achita dările. Aglomerația se explică prin reducerea de care beneficiază contribuabilii dacă se grăbesc cu plata impozitelor. Conform prevederilor legale, cei care își achită dările până la sfârșitul lunii martie primesc o reducere de 10% din suma totală. Persoanele care achită cu anticipație impozitul atât pentru clădiri, mijloacele de transport sau teren, integral până la data de 31 martie, beneficiază, la fel ca și anul trecut, de bonificația de 10%. Locuitorii din Curtea de Argeș, care au de plătit dări către municipalitate, le pot achita în fiecare zi la caseria primăriei. Programul de încasări începe la ora 8 și se termină la ora 15:30, cu excepția zilei de joi, atunci când programul se prelungește până la ora 17:30.